Biserica Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare, deschidem Scripturile la Ioan, capitolul 11, Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Un pasaj foarte bogat. Poate unul dintre cele mai frumoase și mai importante pasaje din Biblie. Am să citesc până la versetul 46 inclusiv, e un pasaj mai lung, dar e foarte important să-l citim. Și aș vrea să vă rog să-l ascultați ca și pentru prima dată. Și veți vedea că dacă o faceți cu această atitudine, Dumnezeu vă va vorbi încă prin simpla lui citire. Amin. Evanghelia lui Ioan, capitolul 11, de la versetul 1. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar era bolnav, și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haideți să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de când căutau iudeii să te ucidă cu pietre, să te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că n-are lumină în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme. Mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii i-au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi, ca să credeți. Dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe sora sa Maria și a zis: a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat și era tot în locul în care îl tâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau: se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei, vină și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, a zis Iisus.
Marta, sora mortului, i-a zis: Doamne, miroase greu căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: Deslegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au întors la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locul. Sunteți de acord că este un pasaj foarte frumos? Poate dintre cele mai importante minuni care le-a făcut Domnul Iisus cât a trăit pe pământ. Mesajul acesta, dragă biserică, izvorește din frământări și întrebări personale care mi le-am pus. Și nu știu dacă o să răspundem la toate întrebările în această seară, dar cu siguranță o să pun întrebări sincere și realiste. De ce suferim? De ce nu răspunde Dumnezeu când ne rugăm, când Îl chemăm? Iar dacă răspunde, de ce răspunde așa târziu? Și de ce o face intenționat? De ce tace? Oare îi pasă lui Dumnezeu? Și dacă da, cât de mult? Știți ce îmi place? Că Dumnezeu a decis în mod intenționat această întâmplare reală, nu este o pildă, această întâmplare reală să rămână aici, în cuvântul lui Dumnezeu, aștenit-o pentru noi. Și cred că Duhul lui Dumnezeu poate să ne răspundă la cele mai grele întrebări legate de suferință, de încercare. Dacă ne uităm la pasajul acesta, se pare că familia aceasta formată din Maria, Marta și Lazar, probabil Lazar era mai tânăr decât surorile lui, era o familie mai înstărită decât celelalte familii. De unde deducem asta? Din pasajul acesta. Avea mormântul lor propriu, ceea ce însemna că erau dintr-o categorie mai selectă. Să-ți poți permite să ai un mormânt al tău, fie el primit moștenire sau cumpărat. Era ceva în vremea aceea să ai un loc munte, un loc de înmormântare. Apoi, mai găsim în altă parte că familia aceasta a dat o masă în cinstea Domnului Iisus Hristos și a invitat mulți oameni, ceea ce înseamnă costuri mari, nu-și putea permite oricine asta. Apoi, una dintre surori, Maria, spune versetul 2, că era femeia aceea care a uns cu mir picioarele de Domnul Iisus Hristos și le-a șters cu părul capului ei. Ceea ce avea ei acolo în sticluța aceea era de mare preț, era o economie valoroasă. Nu oricine își putea permite să facă aceste economii. Versetul 1 spune că un oarecare Lazar, numele acesta provine din greacă de la Eliezer, era un nume foarte popular în vremea aceea și totuși, cuvântul Domnului spune că un oarecare. Dar puteau fi mai mulți în localitatea aceea. Câți Lazar n-au fost poate în satul acela al Mariei și al lui Marta? Și vreau să vă spun ceva încă de la început, un lucru care vi-l spun cu toată deschiderea și onestitatea înaintea dumneavoastră ca un fapt real, cred că care se va împlini și se poate în viața fiecăruia de aici. Vine un moment în viață când fiecare, indiferent de ce am fost sau cine suntem, devenim un oarecare. Vine un astfel de moment în viața noastră în care persoana noastră devine un număr de referință, cazul nostru devine un număr de dosar, de registrare. Suntem un pacient cu numărul respectiv, la etajul 3, la salonul 4, în spitalul respectiv.
Și pentru unii ni se agață un tag la piciorul, la degetul mare de la picior și semnăm un număr de cadavru. Oricine am fi, oricât de popular am fost odată, devinem în cel puțin odată în viață un simplu oarecare. E o realitate care toți ajung până la finalul vieții să o recunoască. Vine o vreme în care oricine ai fi, oricât de popular ai fost, devii un oarecare. Poate ți-e greu să crezi asta pentru că încă ești pe val, dar vine vremea aceea pentru fiecare când devenim un oarecare. Poate ești un slujitor, un păstor, poate ai făcut, ai slujit pentru alții, ai avut scopul vieții tale să slujești pe alții. Și vine o vreme în care nu mai valorezi niciun telefon. Nu mă refer la un smartphone care e scump, mă refer la un apel. Poate ești un om care ai avut dorința și toată viața te-ai sacrificat, ai dăruit pentru alții, să fii o binecuvântare pentru alții. Și vine o vreme în care nimeni nu cheltuie un cent pe tine, poate. Sau poate chiar pentru propria ta familie, să te zbați pentru fericirea ei, pentru a împlini, a avea o familie fericită. Și ajungi, poate chiar pentru propria familie, ca un străin, să nu spun ca un om mort. Poate ai o reputație, un renume astăzi, fie în biserică, fie în societate, la muncă ai o poziție înaltă. Poate din punct de vedere financiar stai foarte bine și alții depind de tine. Va veni o vreme în viața fiecăruia când s-ar putea să ceri și mila altor foști prieteni. Pentru că așa se întâmplă. Atunci când avem fie poziția sau situația financiară, e foarte ușor să-i aduni în jurul tău. În momentul în care le-ai pierdut aceste lucruri, le-ai pierdut la pachet cu prietenii. Și aici o paranteză. Chiar dacă lucrul acesta se întâmplă cu fiecare dintre noi odată în viață, Maria și Marta rămân lângă Lazar. Chiar dacă Lazar era un oarecare din localitate. Și aici vreau să spun aceasta în paranteză. Precis familia, pentru că cred că în final sunt ultimii care, dacă te părăsesc, o fac. Sunt ultimii care pleacă de lângă tine. Sunt ultimii care rămân acolo. Aceea mă rog și vreau să desprind lucrul acesta în paranteză. Înțelegeți, vă rog. Prețuiți investit în familie. Pentru că familia ne-a dat Dumnezeu și ei sunt acolo întotdeauna lângă noi și când pentru alții devenim un non-name, un oarecare, nesemnificativ pentru alții, rămânem valoroși pentru familie. Spune versetul 3 că omul acesta pe care îl iubea Domnul Iisus s-a îmbolnăvit. Îmi vine în minte un alt caz în care Elisei spune cuvântul Domnului că s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Iată că și prorocii și oamenii lui Dumnezeu și oamenii iubiți de Dumnezeu ajung să se îmbolnăvească. Ajung să moară de boala aceea. Sunt slujitori care Dumnezeu s-a folosit de ei, la rugăciunile lor au fost alții vindecați. Și când au ajuns ei bolnavi, au strigat înaintea lui Dumnezeu, s-au rugat pentru sănătatea lor și n-au primit răspuns. Oameni de care Dumnezeu s-a folosit cu putere pentru vindecarea altora. Atunci când au strigat de ei, n-au mai primit răspuns pentru vindecarea lor. Numai pe lista noastră de rugăciune, dacă vă uitați, avem frați slujitori pentru care ne rugăm, dedicați de o viață întreagă slujire. Și acum, poate la anumite vârste, sunt loviți de această boală nemiloasă a cancerului. Și nu-s puțin. Spuneam cu o săptămână în urmă și ceva la programul de tineret. Este un fost musulman, numele lui este Nabir Qureshi.
Nabil Qureshi. Omul acesta, tânărul acesta, de fapt, a scris cartea aceea căutându-L pe Allah, găsindu-L pe Iisus. Un om cu un impact extraordinar în apărarea credinței creștine. Este un apologet. Luptă pentru asta, să demonstreze că credința adevărată este cea care l-are pe Hristos în mijloc. Familia lui a rămas tot musulmană. Omul acesta s-a dedicat teologiei, studierii Cuvântului lui Dumnezeu. Și are un impact extraordinar pentru că cunoaște cultura, contextul islamic și vine din zona aceea și vorbește mult la dezbateri publice în care apără credința în Iisus Hristos. Nu de mult, recent, a fost depistat cu cancer la stomac în fază foarte avansată. Dacă l-asculți, n-are cum să nu-ți placă. Știi ce au spus musulmane despre el? L-a pedepsit Allah. M-am întrebat, de ce îngădui Dumnezeu asta? Oameni care riscă viața, prețul acesta al trecerii de la religia aceasta la cea creștină a fost un preț enorm, un risc de viață. De ce permite Dumnezeu asta unor oameni pe care Dumnezeu îi iubește și acești oameni îi iubesc pe Dumnezeu? Vreau să notați acest prim adevăr, dragii mei. Dumnezeu îngăduie necaz și suferințe și peste cei pe care îl iubești. Dacă ești iubit de Dumnezeu și dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu ești scutit de suferință, de necaz, de încercare, de cuptor. E foarte bine sunt nevoit să stabilesc asta de la început. Vreau să spun lucrul acesta, mă gândesc atunci când Marta, spune cuvântul Domnului aici în primele versete, când Marta și Maria au trimis la Domnul Iisus Hristos, îmi imaginez că l-a luat pe om deoparte și a spus, auzi, nu știu, învățătorul se spune că e acolo dincolo de Iordan, mergeți la el, găsiți cumva, spune-i te rog așa, omul acela, dar rog, menționați expresia asta, pe care tu îl iubești, s-a îmbolnăvit. Vă rog, insistați pe ideea asta, spuneți, amintiți-l lui Iisus că El a spus poate în casa noastră, omul acela pe care tu îl iubești s-a îmbolnăvit și este grav bolnav. Se legau aceste femei de gândul acesta, n-are cum să rămână Iisus indiferent la un om pe care a declarat poate în public că îl iubește. Și cu alte cuvinte, spune Mântuitorului că și omul acela care tu ai spus că îl iubești, și omul acela a ajuns să se îmbolnăvească. Nici omul acela n-a fost scutit de încercarea aceasta. Uite, și el e acum pe pat grav bolnav. Uite-te, spunea femeile acestea, spune asta, spune că cu toate că era iubit de tine, are suferințe groasnice, nu poate să doarmă, are suferințe mari, nu poate să se bucure de nimic și poate i-a descris suferința, dar a spus aceasta, insistă pe ideea asta. Omul pe care tu ai spus că îl iubești este bolnav. Și vreau să spun ceva aici la capitolul acesta, fără a insista foarte mult, dar totuși e important să menționăm. Predicăm la oameni adevărul de jumătate, ca să nu spun minciună. Atunci când li se spune că dacă îl urmează pe Hristos, vor avea parte de o viață prosperă, de belșug și vor fi lipsiți de suferință, nu vor cunoaște boala. Iar dacă vor cunoaște, o vor domina și vor trece mai departe ca și un abure în calea lor. Și în urma acestor învățături, oamenii când ajung în momentele acelea de încercare, spune, dacă Dumnezeu mă iubește, de ce a îngăduit Dumnezeu să trec pe aici? Dacă mă iubește Dumnezeu, de ce mi-a permis atâta necaz în familie? Dacă mă iubește Dumnezeu, de ce a lăsat suferința asta groaznică în soțul meu, în soția mea, în părinții mei, în copiii mei? Acum nu vreau să trec în extrema cealaltă în care
Noi ne justificăm bolnavii că poate e voia Domnului, că Dumnezeu poate nu are în plan să-i vindece și într-un fel ne justificăm necredința și neputința noastră. Dar nici această extremă în care încercăm să explicăm de ce, nu știu, în mod poate teoretic cel puțin, toți ar trebui să fie vindecați. Și ne găsim argumente de ce să justificăm că unii primesc vindecare și alții nu o primesc. Am spus că nu vreau să rămân la acest subiect, dar Evanghelia aceasta a prosperității are o problemă foarte mare. Și anume, nu o poți predica această Evanghelie la oricine. Aceasta, dacă vreți, e cel mai slab punct al acestor abordări. Evanghelia prosperității are o problemă majoră. Nu o poți predica la oricine. Cum să-i spui un misionar din țările sărace, care săracă poate a avut o bicicletă și acum nu mai merge, nu mai funcționează și nu mai poate umbla dintr-un trib în altul sau o altă zonă săracă? Același timp, alții își folosesc poate avioane particulare sau folosesc în misiune mașini de ultimul răcnet, foarte extrem de scumpe. Ok, nu am problemă cu asta, dar cum explici acelui misionar că voia lui Dumnezeu a fost el să meargă cu bicicleta și aia acum defectă și nu are alta? Și alții să-și permită luxul, spune, eu nu pot să-mi permit să pierd timpul în aeroport, de aceea am avion particular. Cum poți predica o astfel de evanghelie a prosperității unui om, unor oameni care stai lângă el la marginea patului și vezi că diagrama acela unde s-a oprit și sună aparatul? Cum îi spui că pentru el nu-i vindecare, dar pentru alții a fost? Cum predici această evanghelie a prosperității unor oameni, unor copii care mâncă o singură masă pe zi, restul zilei ling blidul? Cum rezistă această evanghelie a prosperității în zona aceea? Alții dorm sub cerul liber și în viața lor n-au văzut o pâine. Cum le poți predica evanghelia prosperității? Că Dumnezeu vrea tuturor beșug. Și că face asta Dumnezeu cu toți. Și vreau să spun aici ceva și poate merge mai departe. Ascultați-mă foarte atent. O evanghelie, dacă nu o poți predica la oricine și oricând, nu e o evanghelie. O evanghelie, dacă nu e valabilă pentru oricine, dacă nu e pentru oricine o veste bună, dacă nu e aplicabilă în orice zonă și în orice context, nu e o evanghelie. De aceea evanghelia prosperității are crize majore, că nu o poți predica oriunde. Nu e pentru oricine o veste bună. Și noi credem că Dumnezeu vrea și e bogat în bunătate și în durare să vindece, să dea propășire și beșug. Noi suntem dovada vie că Dumnezeu poate face și o face cu noi. Ne dă sănătate, ne dă vindecare, ne dă beșug. Asta e dovada că Dumnezeu face asta. Dar cum predici asta altor oameni care nu au condițiile care le avem noi? Dumnezeu este interesat, știu, vrea să ne binecuvinteze. Dumnezeu ne face plăcere să vadă suferința oamenilor, nici sărăcia și mizeria. Dar Dumnezeu are un pacient mai important decât trupul acesta, e mai preocupat de sufletul nostru care este nemuritor. Se naște aici o altă întrebare, dragii mei, de ce îngăduie Dumnezeu rău în lume? Și poate peste această întrebare o să sar. Este o voie permisivă a lui Dumnezeu care naște întrebări. De ce permite Dumnezeu să moară copiii în fiecare zi, fără hrană, din motivul simplu că nu au ce mânca? De ce permite Dumnezeu să moară tineri în război, în timp ce noi trăim în condiții de lux? De ce permite Dumnezeu unor oameni nelegiuiți să prospere în halul acesta, să conducă lumea? De ce permite asta Dumnezeu? De ce permite în același timp Dumnezeu cel neprihănit să fie asuprit, nedreptățit și să trăiască persecutat? Răspunsul este foarte simplu, fără rămâne mult la zona aceasta. Din cauza păcatului.
Am făcut o diagramă, dacă se poate să mă ajutați. Foarte repede trecem peste ea. Dumnezeu la început a creat totul. Și știți cum a creat? Perfect. Putem spune asta? Amin? A creat Dumnezeu totul perfect. Tot ce a creat Dumnezeu nu are nevoie de modificare. Dumnezeu a creat perfect. Natura, creația, universul a fost perfect. Și Dumnezeu l-a creat pe om perfect. Dar ajungem ca omul să guste din păcat și să se distrugă singur din cauza păcatului. Pentru că păcatul distruge. Acum, întrebarea se naște aici. Dacă știa Dumnezeu că Adam va păcătui cu Eva, de ce a mai pus pomul în calea lor? De ce a mai deschis subiectul acesta? De ce nu a spus, uităm de pom ca să nu cădeți în păcat? Știți de ce? Pentru că dacă ar fi făcut asta Dumnezeu, am fi fost roboți comandați. Și nu ar fi fost corect Dumnezeu în abordare cu omul dacă nu i-ar fi dat dreptul și libertatea să aleagă singur. Da, Dumnezeu l-a creat pe om perfect cu dreptul de a alege. Și alegerea a venit la pachet cu consecințele. Și de aceea, păcatul când a fost săvârșit de om, l-a distrus pe om. Nu a mai fost omul perfect de atunci. Și apoi, distrugerea aceasta a omului a adus suferință, necaz și moarte. Din cauza asta avem răul în lume. Din cauza păcatului, Dumnezeu n-a intenționat asta. Și apoi prin Domnul Iisus Hristos, credinciosul, universul, tot ce vreți este reabilitat, vindecat, restaurat. Și apoi din nou în Dumnezeu, Dumnezeu creează din nou lucrurile acestea noi. Acesta este, dacă vreți, cercul acesta prin care prin Domnul Iisus sunt reparate. Și apoi din nou, vreau să spun aici o mențiune. Încă trupul acesta n-a avut parte de regenerare, așa cum spun unii. După naștere, din nou, suntem supuși acelor slăbiciuni în trup. Unii spun că trupul acesta a suportat o regenerare, încă nu avem trupul Domnului Iisus Hristos după înviere. Nu, îl vom primi, dar nu-l avem încă. Dacă ar fi așa, nimeni n-ar trebui să cunoască ce înseamnă suferința și boala în trup. Dragii mei, poate este ușor într-un fel acum să acceptăm că nici noi care iubim pe Domnul sau suntem iubiți de Domnul nu suntem scutiți de suferință. Dar este o întrebare care e mai greu de acceptat. De ce Dumnezeu, dacă totuși îngăduie suferința, necazul în viața noastră, este voia permisivă a lui Dumnezeu? Nu că își dorește Dumnezeu asta. Dar dacă le-a îngăduit în viața noastră, se întâmplă cu acordul lui, da? În altă ordine de idei. De ce dacă ni se întâmplă asta? Atunci când îl chem, nu îți răspunde. Asta e problema mai gravă într-un fel. Acceptăm că și noi trecem pe aici. Acceptăm că nu suntem scutiți de ele. Dar de ce atunci când îi cerem ajutorul, nu răspunde? Sau dacă răspundem, o face într-un târziu. Asta e problema care pe noi ne frământ. Asta e partea grea, care această familie a fost mai grea însuși decât despărțirea de Lazar. În versetul 5 spune că din nou menționează că surorile și Lazar era iubit. Și apoi versetul 6 parcă creează mai mare contrastul. De aceea a fost menționat în versetul 5. Spune așa, îl iubea pe Lazar și apoi când află de boala lui, zăbăvește, sau pentru cei care încă poate nu cunoașteți limba română sau ați fost născut aici, cu alte cuvinte, întârzie, intenționat, încă două zile. Nu știu cât de departe era Domnul Iisus Hristos de Betania. Dacă ne luăm după ce spune în versetul 40-41 din Ioan capitolul 10, spune că era dincolo de Iordan, posibil o zi de mers pe jos. Dacă ne luăm după versetul 18, și să fi fost la Ierusalim în partea dinspre Betania, probabil nu ar fi fost distanță mai mult de o oră. Nu contează oricare din aceste două locații să fi fost. Iisus era relativ aproape.
Și știi ce pare așa de necrezut? Că atunci când aude Iisus asta, decide în mod intenționat: nu mă duc acum, mai stau, mai zăbovesc. Nu pentru că era ocupat Iisus, ci așa a vrut intenționat să mai stea două zile și să nu meargă. Oamenii când au auzit de moartea lui Lazar, spune cuvântul Domnului acest pasaj, că din Ierusalim au mers oamenii în casa Mariei și a Marta ca să-i mângâie. Imaginați-vă ideea asta. Aude Iisus că la tine în casă e suferință, că e durere. Vin străinii poate și Iisus nu ajunge încă. Și mai mult, nici nu spune un cuvânt să zică: am să vin peste 4 zile, așteptați-mă. Am să ajung și eu, nu știu când, dar măcar, știți, nu am să vă oculesc, am să ajung la voi. Măcar să le fi spus ideea asta. Dar să-i lași fără niciun răspuns. Și stă Maria și Marta lângă Lazar și îl vede în fiecare oră, situația lui se agravează. Și spune: Lazar, stai liniștit. Am trimis după Iisus. Parcă sufla mai greu Lazar, mai greu, mai... Liniștește-te, stai liniștit, Lazar. I-am spus, am trimis, vine, poate e ocupat acum, încă poate nu ajunge mesagerul la lui, dar ajunge. Și nu, e prea repede să ajungă la ora asta, sigur, n-avea cum să ajungă deja Iisus înapoi, dar o să vină probabil în seara asta. La orice oară târziu, dar va ajunge, cu siguranță nu te lasă. El când aude că e vorba despre tine, Lazar, cu siguranță se grăbește. Îți convins că va lăsa toate lucrurile la o parte și vine pentru că te iubește, Lazar. Nu trecea odată prin Betania să nu treacă în casa noastră. Tu știi că dacă venea în orașul nostru, la noi vrea să doarmă, aici se simțea bine. Tu știi că din tot localitatea noi suntem familia preferată a lui. Nu-ți face griji, are să vină. Și se uită Maria și Marta când la Lazar, când pe geam să vadă, bă, geam, mă rog, ieșea afară, probabil Marta, ea era așa mai agitată și se uita și... Dacă vine, mai trece o oră, nu apare. Probabil e târziu deja, nu s-a apucat la drum, dar mâine va veni. Și într-un târziu poate vede că vine cineva, se apropie de casa lor. Auzi, cred că el, cineva vine, se apropie, e aproape de casa noastră. Și când se apropie, vede, oi, mesagerul. Dar probabil înseamnă că Iisus un pic întârzie până și-a rezolvat situația în zona aceea și vine și după el. Și spune mesagerul, probabil ar fi spus, ar fi întrebat surorii, sigur i-ai spus despre cine e vorba? Da, i-am spus, era înconjurat de oameni, erau vindecat pe alții și i-am spus despre Lazar, sigur i-am spus că e grav bolnav. Și ce a zis? Nu ne-a zis nimic. O, înseamnă că vine, înseamnă că are în plan cu siguranță să vină. Dacă nu vine el personal, am auzit cazuri, el poate spune un cuvânt de acolo, de la distanță. Și cuvântul acela să străbată zona, distanța aceasta și să ajungă până lângă patul lui Lazar. Și să ridice de acolo. Da, știu că poate s-ar putea să nu vină, admit asta. Dar un cuvânt va spune și îl vom vedea. Și se uita la Lazar. Poate Iisus a spus deja un cuvânt. Poate s-a rugat la Tatăl pentru el deja. Și acum așteptăm. O să fie mai bine. O să fie mai bine. Și Lazar respiră parcă poate tot mai greu. Și zice surorile lui, ok, strigăm înaintea lui, de ce nu ne ascultă? Și poate ar fi spus, nu ne deranjează că nu ne ascultă, dacă n-ar fi fost o urgență. Asta nu e o chestie că vrem mai multe camere, că vrem o mașină nouă, că vrem condiții mai bune, e vorba despre viața fratelui nostru. Această familie ajunge foarte dezamăgită. Și, nu știu, cred că experiența lor, sunt persoane care au trăit sentimentul acesta care l-a trăit Maria și Marta, poate sunteți aici. Oameni care ați strigat înaintea lui Dumnezeu, Iisus va rămas singura soluție.
V-ați epuizat toate resursele, n-ați mai găsit la oameni rezolvare și au spus, doar Iisus mă mai poate scăpa din situația asta. Și te rogi, te rogi, te rogi, te rogi și nimic nu se întâmplă, ba mai mult. Nu îți răspunde nimeni. Cauți măcar un cuvânt, măcar o călăuzire, măcar ceva să vezi unde o iei acum. Bine, Dumnezeu nu ne călăuzește neapărat cu faza lungă, spune unii, ci cu faza scurtă. Sigur, e adevărat asta. Dar nici faza scurtă, nu văd nimic, nu văd un pas să-l fac în față. Și parcă vii la biserică și nici predicile nu-ți mai vorbesc. Deschizi Biblia și nu vezi nici un cuvânt, nimic, nimic nu-ți vorbește. Te uiți, spui, Doamne, ce vrei să vorbești cu pasajul acesta, versetul acesta? Și parcă nimeni nu-ți vorbește, prin nicio formă, îți spun oamenii sfaturi, nici nu se potrivește. Și măcar spui, dacă știi, cum spunea cineva, să știu că am să mor, dar măcar să știu că vine din partea lui Dumnezeu un cuvânt pentru starea mea. Măcar să-mi vorbească Dumnezeu. Și tăcerea aceasta e apăsătoare, mai grea decât suferința sau necazul în sine. Să-mi spună ceva Dumnezeu, dar să-mi spună ceva. Are el atâția oameni prin care vorbește. Cineva să vină să-mi spună un cuvânt din partea lui, măcar atât că nu m-a uitat. Și nu vine, nu apare cuvântul acela. Măcar să mă mustre, pentru că toiagul și mustrarea, noi le luăm ca și călăuzire, Dumnezeu ne călăuzește prin mustrare. O face de multe ori, măcar asta, dar n-am nici asta acum. Și ascultați-mă, nu numai că nu vine răspunsul, nu numai că Dumnezeu tace, nu numai că nu primește niciun răspuns, mai mult decât atât, în fiecare oră, situația lui Lazar se agravează până încât ajunge Lazar să moară. Și nu venea, cred că, lui Maria și Marta să creadă că Lazar nu mai respiră. Bun, înțeleg că nu-mi răspunde Dumnezeu. Înțeleg că întârzie. Dar ajungi momente în care ai impresia că Dumnezeu luptă împotriva ta. Parcă și-a luat tot arsenalul să te nimicească, să te zdrobească. Cu cât te rogi mai mult, parcă primești veștile tot mai rele. Te rogi pentru cineva și aștepți mesajul acesta, a doua zi suni și zici, cum îi, așa-i că e mai bine. Și spune, nu, îmi pare rău, e mai rău. Și postești, te rogi, strigi înainte lui Dumnezeu, în mod sincer, te căiești, strigi înainte lui Dumnezeu, Doamne lucrează, intervine. Și parcă din nou lucrurile merg mai spre rău. Vreau să vă uitați atent, pentru că după 4 zile în care vine Domnul Iisus, se aude Maria și Marta, versetul 20, că vine Iisus spre, în sfârșit vine, după ce a murit vine și El. După ce nu se mai poate face nimic, vine acum Iisus. Și versetul 20 spune că Marta, când a auzit, așa era probabil ea din natura ei, fug afară să se întâlnească cu Iisus. Știi ce face Maria? Ce face Maria? Scrie acolo, uitați-vă, vă rog, versetul 20. Ea nu merge cu Marta să iasă în calea lui Iisus. Și nu o condamn deloc pe Maria. Nu o condamn, o înțeleg perfect. Adică să ajungi să speli picioarele Mântuitorului, ți-ai plecat capul, fața, la picioarele Lui, L-ai iubit, L-ai prețuit, L-ai recunoscut ca pe Mesia, trimisul lui Dumnezeu. Și când ai nevoie de El să-ți răspundă, sună telefonul și nu răspunde nimeni. Și Maria spune, nu, nu, eu nu mai mă duc. Eu nu mai am chef să vorbesc cu El, eu nu vreau să mai vorbesc cu El, eu stau în casă. Probabil Marta a spus, hai totuși, cine știe, măcar. Și spune, nu vreau, rămân acasă, nu vreau să mai aud de asta. Maria avea așteptări, era dezamăgită, probabil iubea mai mult pe Iisus și de aceea dezamăgirea ei a fost mai mare. Eu nu ies din casă. Să vină El dacă vrea să vorbească cu mine. Acum degeaba vine, că nu mai are rost, ce să mai vorbim? Și când vreau să notați acest adevăr, când nu primim răspunsul care noi îl așteptăm,
Prima zonă care este afectată este cea a comunicării cu Dumnezeu, adică rugăciunea. Biserică, ascultați-mă. Sunt situații în viață când suntem dezamăgiți, dacă îmi permite să vorbesc deschis, inclusiv de felul în care Dumnezeu ne răspunde. Că nu ne răspunde așa cum ne-am așteptat, că nu așa cum vrem noi, nu atât de repede cum vrem noi. Și știți care este zona care suferă cel mai mult? Comunicarea cu Dumnezeu. Nu vrem să ne mai rugăm. Nu că nu vrem, poate nu mai avem putere să ne rugăm. Uite, așa sar peste rugăciuni, n-ai nicio problemă, sar peste programe de la biserică, nu mai simți atracție să te mai rogi, să te întâlnești cu frații, parcă pentru tine timpul se oprește în loc și s-au oprit toate acolo. Maria a spus, eu stau acasă, dar e program, Maria, e program de biserică, frații se întâlnesc, îți rugăciuni, îți cântări, nu vreau să mai duc, stau acasă. La ce trebuie mie o relație cu Dumnezeu, care atunci când am nevoie de el, nu e acolo. Sunt oameni, personal cunosc oameni care din cauza unor astfel de dezamăgiri, când s-au rugat pentru mama lor, în ciuda insistențelor lor, Dumnezeu a decis altceva, nu să răspundă cum vor ei. Și din momentul acela nu au mai venit la biserică. Spunea, ce am cerut lui Dumnezeu decât să-mi vindece mama? Eram mic, aveam nevoie de ea. Și de atunci am întors spatele lui Dumnezeu. Asta e Maria. Marta, în schimb, merge. Dar nu înseamnă că e mai, cu atitudine mai bună. Când se întâlnește cu Iisus, versetul 21, îi reproșează. Direct în față îi spune Marta. Dacă ai fi fost aici, nu acum, când era fratele meu în viață, el nu ar fi ajuns în situația asta să moară. Pentru Marta, răbdarea ei se transformă acum în mânie, în frustrare. Doamne, din cauza ta avem doliu în familie. Doamne, din cauza ta s-a întâmplat ca să-mi pierd mama, tata, copilul. Din cauza ta, dacă tu ai fi intervenit la timp, poate noi o facem in the nice way. Noi aruncăm lui Dumnezeu vorbele astea. Dar ne gândim așa, Doamne, dacă tu atunci ai fi intervenit, eu nu eram astăzi în situația asta. Dacă tu atunci ai mai fi oprit din nebunia mea, dacă tu atunci mai fi ieșit în cale, dacă atunci tu ai fi intervenit când te-am chemat, eu nu eram în situația asta acum, în tragedia aceasta acum. Mi-amintesc că am fost cu frații câțiva ani în urmă în zona de sud, nu vreau să dau mai multe referințe, și era acolo un misionar care era într-o zonă foarte, că era ca și aratul pe asfalt. Era foarte împietrită zona aceea. Oamenii nu vreau să audă de credința Domnului Iisus Hristos. Aveau ei pe-a lor și erau mulțumiți cu asta. Și după slujire grea în zona aceea, în sfârșit apare o speranță. Un tânăr îl acceptă pe Iisus. Și misionarul acesta tânăr și el spune, în sfârșit, un rod, e cineva care poate duce lucrarea mai departe. Sunt speranțe în zonă, Dumnezeu începe să miște lucrurile. Și când am mers cu frații, frații au pregătit cadouri pentru, în special pentru cei din zona aceea creștini. Și când am ajuns în dreptul casei, unde era tânărul acela, frații de acolo i-au spus fraților care împărțeau pachetele, nu luați pachetul acesta, pentru că tânărul acesta nu mai e în viață. Și ne-a explicat, mai mulți băieți din zonă l-au bătut până l-au omorât. Adică singurul rod, după investiție, după sacrificiu și întâmplarea asta, cum e posibil? Tocmai el să moară, tocmai el să fie omorât în bătaie. Și îți pui întrebări care nu pot să te lase indiferent. Dragii mei, tot ce am spus acum, până acum, sunt lucruri văzute din perspectiva omului, din zona noastră, de la nivelul nostru, de pe poziția noastră. Când te uiți dintr-o groapă, n-ai decât să vezi păreți goi, păreți în jurul tău. Atât e ce poți să vezi dintr-o groapă și poate o rază de speranță în sus. Asta tot ce am spus până acum e perspectiva noastră ca om asupra suferințelor, asupra boalelor, asupra încercărilor din viața noastră. Vreau să merg în partea a doua și apoi mai apropiat de încheiere despre
Vreau să vă amintesc puțin despre perspectiva lui Dumnezeu. Cum se vede groapa privită de sus în jos? Cum se vede suferința mea privită din perspectiva lui Dumnezeu? Că la urma urmei asta contează pentru noi și asta e speranța. Că lucrurile în realitate nu sunt așa cum le vedem noi. Spune versetul 4, primul, haideți să ne întoarcem în partea aceasta de perspectiva lui Dumnezeu, lăsând felul în care noi privim lucrurile. Versetul 4, boala aceasta, spunea Mântuitorul, nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu. Nu este spre moarte. Sunt tot felul acum de traduceri care foarte ușor te ajută să vezi sensul mai original, mai aproape de original. Ce a vrut autorul să spună atunci acolo? Versetul 4 poate fi înțeles așa. Boala aceasta nu duce spre moarte. Și acum, versetul 14, interesant, vreau să urmăriți acest. Spune Domnul Iisus, Lazar a murit. Nu duce spre moarte, Lazar a murit. Parcă lucrurile acestea se contrazic. Înțelesul original aici este acesta în versetul 4. Boala aceasta nu are destinația finală moartea. Chiar dacă trece prin moarte, nu-i destinația finală moartea. Da, va trece prin moarte, dar nu-i destinația finală, nu se oprește acolo. Boala aceasta va trece prin moarte, dar nu-i destinația finală moartea. Să vă dau un exemplu, pentru că pare puțin... mai confuză situația, exemplu acesta. Cei care sunt din zona mea știu lucrul acesta, în satul în care am copilărit, aveam casa chiar lângă cimitir. Nu era un mort care să nu treacă, adică să nu fie dus, nu trecea el, dar era dus prin fața casei noastre. Și era momente în care veneau seara târziu, chiar noaptea de pe câmp. Și treceam automat pe lângă cimitir. Au fost momente chiar când prin cimitir, nu mi-era frică. Tare. Dar spuneam, eu merg acasă prin cimitir. Cine ar fi înțeles că eu mă duc să stau în cimitir, să dorm în cimitir, acolo în reședința mea? Nu! Eu mergeam acasă, dar prin cimitir. Asta spune aici Domnul Iisus Hristos. Boala aceasta nu are destinație, nu e rânduită pentru moarte. Nu ăsta e scopul bolii, să mori. Va trece pe acolo, dar destinația e alta. Iisus explică parcă mai mult, se apleacă asupra acestei explicații în versetul 25 și le explică. Eu sunt învierea, spune lui Marta. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Din perspectiva lui Dumnezeu, chiar mort trăiești. Dragii mei, noi am pierdut din perspectiva acest adevăr. Cele mai multe frici ale noastre, temerile noastre, se opresc la uităm că planul lui Dumnezeu cu noi merge dincolo de marginea gropii. Dar noi foarte repede am uitat această perspectivă. Sunt situații, poate în special femeile, atunci când există un nodul, o aglomerare de țesuturi undeva aici, sau pe mână, sau la gât, și simți așa mai... Ok, poate unii mă înțeleg pe ce vorbesc. Și zici, wow, sper că nu-i cancer. Și următoarea idee, oare, dacă e cancer, cât mai trăiesc? Și uităm, repede ne-am oprit acolo, ca și cum, wow, dacă se întâmplă asta, e gata cu mine. Pentru că cazurile acestea de cancer, de boală aceasta cumplită, nemiloasă, e atât de răspândite, parcă ne simțim cumva justificați. Cum să nu te îngrijorezi? Dragii mei, frica, mă întreb, de ce a reușit frica de moarte să ne ia această perspectivă a lui Dumnezeu care duce dincolo de marginea gropii? Oare cât voi mai trăi? Oare cât? Știți cât?
un milion de milioane de ani, adică o veșnicie. Mai mult decât pot exprima în cifre. Atât ai să trăiești. Cât am să trăiesc? Nu știu. O veșnicie înseamnă că nu pot să... Asta e perspectiva noastră. Chiar dacă... Cu toate că Dumnezeu și poate proslăvi numele prin moartea mea, da, prin moartea mea, nu asta e destinația mea finală. Planul lui Dumnezeu dincolo de groapă. Viața înseamnă mai mult decât a fi în viață. Are, poate puțin știți dintre dumneavoastră, are Paul un CD intitulat, unde ești Paul? Cum se numește? Mai bun decât viața. E ceva mai mult decât viața asta. Ceva mai bun, ceva mai important. Avea viață nu înseamnă doar a fi în viața aceasta, în trup. Pentru noi, biserică, trebuie să fie o altă perspectivă asupra bolii, asupra suferințelor. Da, și pe noi, și noi trebuie să ne îngrijim într-un fel, să ne îngrijorăm, dar nu are voie încercarea, boala, să ne sperie încât să pierdem perspectiva aceasta. Noi suntem, boala care avem noi nu duce în moarte. Trece prin moarte. Mai este ceva legat de afirmația Domnului Iisus Hristos care pare totuși la fel un paradox sau chiar o contradicție. În versetul 11 spune că Lazar, prietenul nostru, doarme și în versetul 14 spune că a murit. Acum întrebarea mea, a fost Domnul Iisus Hristos confuz în ce a spus? Ori doarme, ori a murit. Dacă înțelegem perspectiva diferită, ce se întâmplă, expresia aceste două face sens. Din perspectiva Domnului Iisus Hristos, spune, din perspectiva mea, Domnul Iisus, Lazar este adormit. E o chestiune de a trezi un om. Din perspectiva lui Dumnezeu, situația asta cu Lazar era o chestie de a trezi un om adormit. Un lucru care îl fac foarte ușor copii și sunt foarte pricepuți la să te trezească. E o chestie banală, trezești pe tata, uneori nu trebuie să faci nimic și te trezești. Așa a fost Lazar din perspectiva lui Iisus, din perspectiva omului, cazul acesta era încheiat, mort. Ce poate să facă un om cu un om mort? Îl iei de pe lista de rugăciune și spun, îmi pare rău, e caz încheiat, nu se mai poate face nimic. Știți care e diferența? Perspectivele diferite. Orice problemă, orice cauză, orice nevoie, în mâna ta e o cauză moartă, nerezolvabilă, punct, nu se mai poate face nimic. În mâinile lui Dumnezeu. E o chestie de adormire, un pic oclată și rezolvată. Întrebarea mea în contextul acesta. În mâinile, cui este cauza, suferința, boala, nevoile, crizele tale? Dacă ele sunt în mâna ta, sunt moarte și vreau să spun, ești un om mort. Dacă sunt în mâinile lui Iisus, e o chestie de adormire, de ușoară de rezolvat. Versetul 5 spune că Iisus a plâns. E un verset care toți cred că știm. Foarte ușor de ținut minte. Iisus a plâns. Dar aici părerile sunt împărțite. Chiar oamenii de acolo au spus, care au venit să consoleze familia, au spus că de-aia plânge, că îl iubea foarte mult. Posibil să fie asta. Dar este ceva care eu cred mai mult decât atât. Iisus spune că s-a mâhnit, era ceva ce l-a deranjat, de aceea a plâns, cred eu. Îl deranja faptul că oamenii, cu toate că le predică mai înainte, nu au putut să vadă perspectiva lui Dumnezeu asupra acestui situație. Asta l-a mâhnit pe Iisus. Voi nu vedeți ce văd eu, voi nu vedeți felul în care eu pot să-mi proslăvesc numele prin credința voastră și lucrarea aceasta, voi nu vedeți asta. Și Iisus se mâhnește în interiorul lui. Era categoria aceasta de oameni, o paranteză, vreau să mă opresc la oamenii aceștia, că din păcate sunt mulți. Oamenii care au venit de la Ierusalim să îi consoleze pe familia lui Marta și Maria. Oamenii aceștia știau toate, genul ăla de om care știe tot. Zice, noi știm de ce Marta a fugit din casă, sau Maria. Zice că vrea să meargă la groapă să-l plângă pe Lazar. Nu e adevărat. Spune Biblia că nu acolo a mers Maria, ci la Domnul Iisus Hristos. Să-l întâlnească. Dar ăștia și-au dat cu părerea. De-aia fuge, de-aia leargă, de-aia e disperată pentru că vrea să meargă la mormânt. Când a plâns, auzi, oamenii ăștia știu și de ce plânge Iisus.
Și de-aia plânge, pentru că îl iubește foarte mult pe... Și după explicația lor se mâlnește mai tare Iisus. Și vreau să vă spun un lucru. Cred că în vremea de astăzi, cel mai mult suntem chemați să tăcem. Nu să dăm atât de multe și prețioase și nenumărate și nelimitate sfaturi. Când ați mers lângă cineva și efectiv să nu-i spui nimic, să te pui și numai spui, dă-mi un scaun. Mergi la spital, spui, vreau să stau aici. Vreau să stau aici să te ascult, vreau să stau, să numai să stau lângă tine. Ascultă-mă, dacă nu ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu, taci. Stai lângă el și taci. Sunt situații în care cineva mă sună și numai atât trebuie să fac. Să ascult și după aia închid telefonul. Sau el, persoana respectivă, închide telefonul. Pentru că oamenii așteaptă să asculte. Să asculte. Oare cine mai ascultă astăzi? De ce are loc această întârziere a Domnului Iisus Hristos? Un alt motiv e pentru că spune versetul 4, ca să-și arate Dumnezeu slava și Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, să fie proslăvit prin această întârziere. Versetul 4. Asta e cel mai greu lucru să-l înțelegem, cu întârzierea asta. Vreau să vă spun un lucru. Acesta este cuvântul cheie, slava lui Dumnezeu. De aceea întârzie Dumnezeu în problema ta, în problema situației, de aceea întârzie Dumnezeu să intervină, ca din această întârziere Dumnezeu să-și primească slava și să fie proslăvit. Imaginați-vă, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos ar fi acționat în baza dorințelor Mariei și a lui Marta. Și a spus, m-ați chemat, fii urgent la voi, îl vindeca pe Lazar. Mare lucru, big deal. Pentru vremea aceea în care Domnul Iisus umbla, nu era un lucru deosebit să fie cineva vindecat. Era la ordinea zilei unde mergea Iisus să fie vindecat. Nu era nimic special în satul lui Lazar să fie cineva vindecat. Un oarecare Lazar a fost vindecat. O chestie banală. Dar Iisus vrea prin întârzierea asta, prin felul în care ei își imaginau că lucrurile se agravează, prin această agravare, Domnul Iisus vrea să-și primească slava și să fie proslăvit. Vă rog să rețineți un aspect foarte important. Nu prin starea noastră de beșuc material este proslăvit Dumnezeu. Nu prin binecuvântările materiale este dovedit Hristos real în viața noastră. De exemplu, pentru să-ți cumperi o mașină nouă, o casă nouă, nu trebuie să fii un ateu își poate lua lucrurile acestea dacă are cu ce. Ca să fii promovat la muncă, nu prin asta neapărat Dumnezeu este dovedit real în viața ta. Sunt oameni și poate cei mai mulți ăștia sunt astăzi, care sunt promovați în poziții înalte, în companii, oamenii care nu l-au pe Dumnezeu neapărat. Nu e o condiție să fii copil al lui Dumnezeu, să crezi în Dumnezeu, ca să fii prosper, ca să fii pe poziții înalte sau să conduci. Asta le poți face fără Dumnezeu. Trebuie să spun ceva. Când ești la pământ, zdrobit, trântit de împrejurări. Și când de acolo te ridici, când de acolo ești ridicat, când prin perioada aceea îl slăvești pe Dumnezeu și ai atitudine de mulțumire și de laudă la adresa Dumnezeu, oamenii din jur cu siguranță vor spune, numai Dumnezeu putea face asta. Prin asta Dumnezeu își primește slava și gloria. Prin asta Dumnezeu este proslăvit. Pentru că spune, se vede clar că Dumnezeu este real în viața acestui bărbat. Uite-te la familia lui cum era înainte și uite-te acum. Uite-te la starea lui înainte și uite-te acum. Prin asta se dovedește Hristos real în viața noastră. Asta îmi doresc eu, cred că vă doresc și dumneavoastră, din situațiile noastre, din încercările noastre, din suferința noastră, din zdrobirea noastră, Dumnezeu să-și primească slava. Și slava asta vine la pachet cu răsplătirea noastră. Romani 8:8 spune că nu se compară suferințele acestea cu răsplătirea care va veni, dar
spune cuvântul Domnului Pavel acolo, că e nedescoperită. Toți, dacă ar ști oamenii care răsplată aceste încercări, ar spune, da, accept. Asta e problema, că noi nu o vedem decât după aceea. Și acum gândul de final, ce să facem totuși în momente ca acestea, când te rogi, nu ești ascultat. Strigi, Dumnezeu nu răspunde. Insiști înainte lui Dumnezeu și răspunde totuși într-un final. Ce să faci în astfel de situație? Primul sfat este acesta, vină înainte lui Dumnezeu în mod deschis, fără o abordare superficială. Spune, când Domnul Iisus îi spune, frate, tu va învia. Oh, I know that, yeah, I know. O să fie o învierea morți, o știu. Astea sunt niște clișee, automatisme care îți nu au la nivelul ăsta. Asta nu te ajută. Sunt multe lucruri care le știi și nu te ajută. Cu ce ajuta pe Marta că știa lucrul ăsta? Că mort tot în casă era. Invită-l apoi în viața ta, în problema ta și spune cum i-a spus oamenii Domnului Iisus în versetul 34. Vino să vezi. Da, da, groapa miroasă. E mort de 4 zile. Poate mai mult. Și poate unii ne ascundem problema sau nu știe nimeni și e acolo 10 de ani de zile. Și dacă cineva, dacă am scoate afară, ar mirosi în jurul nostru. Vă spun că din căsnicia aceea care deja miroase cât e de afectată, Dumnezeu își poate lua slava dacă lași pe El să o vadă, să o analizeze și să intervină. Iisus îi spune, fratele tău va învia, și Marta spune clișeul ăsta, o, da, va învia în ziua de apoi. Marta spune, o, știu că este o înviere, soluția ar fi învierea. Și Domnul îi spune, eu sunt învierea. Marta spune, da, știu că e o soluție, da, chiar mort, și mortul are o soluție. Și spune Iisus, Marta, eu sunt soluția. Doamne, știu că mă pot scăpa din problema asta, știu că este o rezolvare, știu că este o soluție. Și Domnul spune, eu sunt soluția. O, Doamne, este o viață nouă, știu că pot trăi o viață nouă, știu că mă pot scăpa de aici, știu că pot trăi o viață nouă împlinită, îmi doresc viața asta. Și Domnul spune, eu sunt viața aceea. O, Doamne, știu că Tu poți împlini viața mea, vreau să fiu împlinit, să trăiesc împlinirea aceasta. Și Domnul spune, eu sunt împlinirea aceea. La aceste crize și probleme, și mă opresc aici, la aceste frământări, întrebări care le avem, răspunsul lui Dumnezeu este acesta. Eu sunt. Eu sunt. Eu sunt exact ce cauți tu. Eu sunt soluția la problema ta. Eu sunt rezolvarea la problemele tale. Și ar trebui în această seară să trecem lucrurile acelea care le-am știut de la nivel de cunoaștere, la nivel de credință și apoi încredințare. Să știm lucrurile acestea, dar să ne încredem, să ne ancorăm în caracterul Lui. Da, cred! O, dacă ai crede, îi spune Domnul Iisus de mai multe ori, dacă ai crede, ai vedea slava Lui Dumnezeu. Și acum, haideți în seara aceasta, toate informațiile care le știm, să le mișcăm, poate au stat acolo moarte de ani de zile, le mișcăm în seara aceasta și spune, dacă lucrurile acestea le-ai lăsat să fii active în viața ta, dacă n-ar mai fi clișee, dacă ai crede cu adevărat în ele, dacă tot ce știi ar fi credință și apoi încredere în El, să te încrezi în caracterul Lui, că și atunci când îl vezi, El este, să te încrezi în promisiunile lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, El spune, eu sunt, și asta înseamnă că sunt prezent continuu în viața ta. Eu sunt acolo. Mă gândeam astăzi, mi-a pus Duhul Dumnezeu în minte lucrul acesta. Vreau să exemplific lucrul acesta. Ce înseamnă? Tu întrebi, Doamne, de ce? Când? De ce întârzi? De ce e prea devreme? De ce e prea târziu? Și Dumnezeu răspunde așa, eu sunt. Imaginați-vă că ați fi într-un autobuz, un autocar, și v-ați întreba, de ce nu vine autobuzul ăsta? De ce întârzi autobuzul ăsta așa mult? De ce întârzi așa mult? De ce vine așa repede? De ce vine așa târziu? De ce vine așa greu? De ce vine așa încet? Oare cât mai durează până vine? Și tu pui întrebarea în timp ce ești în autobuz. Așa mi-explic eu personal ideea de eu sunt. Prezența lui Dumnezeu e una constantă, continuă și atunci când nu simți asta. Spun asta, urăsc sentimentele care ne derutează. Am ajuns să le ascultăm predicile. Prea mult ne predică sentimentele și nu mai credem adevărul lui Dumnezeu. Eu sunt,
punct, înseamnă că sunt acolo prezent continuu în viața. Și tu mai întrebi, Doamne, când o să vii? Când o să intervii? Și Dumnezeu îți răspunde, eu sunt aici, omule. Eu sunt aici pentru tine, aici am fost întotdeauna pentru tine și atunci când nu m-ai văzut am fost aici. Noi știm, haideți să luăm lucrurile acelea din zona aceasta de cunoaște. O, știu, păi câte predici am auzit, câte studii am făcut și când e copilul bolnav, nimic nu mă mai ajută. Pentru că toate acele lucruri sunt la nivel de cunoștință doar. Și dacă îl întreb, crezi că Iisus îți poate vindeca copilul? O, da, știu, în sângele lui Iisus, în rănile lui. Dar te întreb, crezi că acum? O, nu mai știu. Câte informații nu avem care atunci când suntem în strânturare nu ne mai ajută? Această seară vă provoc la un lucru. Încredeți-vă în Iisus Hristos, în ceea ce este El. Eu sunt. Și asta trebuie să fie suficient pentru noi. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. În momente de confuzie, în momente grele, în care cerul ne se pare închis cu lacăt și nimeni nu ne mai vorbește, nimeni nu ne mai ascultă, sunăm la un număr de telefon care cândva ne-a răspuns, cândva m-a ascultat, cândva mi-a vindecat copilul, dar acum nu mi-l mai vindecă. În momente ca acelea, vă îndemn un singur lucru, poate veți uita mult din predică, atât vă cer. În momentul acela, încredeți-vă în Domnul că El este. El este acolo, promisiunile Lui sunt valabile. Încredeți în puterea Lui, în prezența Lui și în perspectiva Lui. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.